sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Filmulețele cu mașini în flăcări au adunat zeci de mii de vizualizări pe rețelele de socializare. Prașai, mălâșca! Două domnișoare s-au bătut din cauza mea. Trebuie să muncești, dar crede-mă că eu investesc banii ăștia. Cine sunt tinerii care și-au ars mașinile? Și cu ce s-au ales ei după isprava lor? Beau șampanie și se scaldă în faimă sau își calculează datoriile? Ce alte trucuri sunt dispuși ei să facă pentru a căpăta faimă? Și ce părere au despre asta apropiații lor? Vedeți în această ediție. Primul vlogger moldovean care și-a ars automobilul este Petru Baurciulu din Cahul. De unde i-a venit tânărului această idee trăsnită, ne va spune cel mai bun prieten al lui, Ilie Florea. Să-l întâmpinăm! Bună seara! Bună seara! Te rog să iei loc, Ilie. Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Să-mi spui cum i-a venit ideea prietenului tău, Petru, să-și ardă mașina. S-a inspirat de undeva, de la cineva? Nu, a fost ideea lui personală, adică când mi-a explicat motivul pentru care vrea să o ardă. Și, adică nu, mulți spun că l-a copiat pe Litvin sau chestii de astea, dar nu, nu a fost așa. A fost tot alt motiv. Și tu cum, când ai auzit această idee, ce ai spus? Am încercat să-l conving să nu o facă. Am stat aproape două zile la rând, ziceam, răzunam, Petru, nu o fă, te rog. Nu ți-a plăcut ideea lui? La început nu, dar după când el era decis deja că vrea să fac, i-am zis, bine, eu rămân lângă tine și dacă dorești, fă-o. Dar de ce nu ți-a plăcut ideea? Zi-mi, te rog. Pentru că m-a dat foc la o mașină. Mai bine ți-o dat ție. Sincer, nu-mi doream, adică el spunea că nu o dorește o din concurs sau la cineva, pentru că toți prietenii lui spuneau, nu prieteni, dar urmăritorii, ziceau că el la tot ce face, adică banii, se folosește, are noroc doar de mașină. Adică el se deplasează peste tot cu mașina, adică dacă nu avea mașină, nu ar putea să facă nimic. Și el a încercat să demonstreze că poate să facă și fără mașină. Tu ai mașină? Nu. Tu i-ai dat foc? Nu. Chiar dacă ai avea-o? Nu. Cât timp i-a luat lui Petru ca să-și pună planul în acțiune? În jur de 4 zile. Doar 4 zile, deci nu adică a cugetat foarte mult. Nu, sau se temea să se răzgândească? Nu știu ce era în capul lui, dar știu că n-a durat mult. A stat, de exemplu, a venit la mine la lucru, mi-a spus de planul său că vrea să ardă mașina, am încercat să-l conving, a doua zi iar ne-am văzut, n-am reușit nici atunci să-l conving, și după 2 zile zice, uite-te pe YouTube că postez videoclipul. Și a rămas... Deci tu n-ai fost prezent la incendierea automobilului? Nu. N-ai putut să te uiți la asta? Nu, eram la muncă, adică lucram. Așa. Să știți că e un trend această incendiere a mașinilor printre vlogeri și nu e vorba doar de vlogerii moldoveni, ai pomenit tu de Litvin. Da. De fapt, este un vlogger rus care a și lansat acest trend. Atenție la ecran! Primul care și-a ars mașina în fața camerei a fost Mihail Litvin, un vestit vlogger de 21 de ani din Rusia. Acum 4 luni, el a dat foc automobilului său, un Mercedes de lux în valoare de 150.000 de euro. Tânărul a filmat toată scena și a plasat imaginile pe rețelele de socializare. În imagini se vede cum Mihail Litvin stropește cu benzină automobilul, se deplasează la o distanță sigură și îi dă foc. În 5 ore de la publicare, postarea a adunat peste 2,5 milioane de vizionări pe YouTube. Tânărul are peste 13 milioane de urmăritori pe Instagram. După ce și-a ars mașina, el a declarat că aceasta avea mai multe probleme la motor și s-a plâns că din momentul procurării a trebuit să o ducă de 5 ori la service, însă compania așa și nu a reparat defecțiunile. Arzând mașina, Litvin ar fi decis să-i transmită un mesaj producătorului acesteia. L-am văzut pe vloggerul Litvin ce a zis el de ce a ars mașina, dar Petru, prietenul tău, ce motive a avut? Din câte mi-a spus mie, te-am înțeles eu, pentru că toți urmăritorii lui, majoritatea, zicem, undeva la vreo 70%, îi spuneau, v-a spus deja că el, adică, să folosea mai mult, reușea să fac toate chestiile astea, să deplaseze toate chestii, când au ascuns cadourile în Reunul Capul și în al 3 Ioane, ți-o făcea datorită mașină, că avea mașină, ar putea să deplaseze.
Și el a spus că vrea să înceapă tot de la zero, adică fără mașină, fără bani, fără nimic. Adică să încerce să o iei de la capăt și să dovedească la următorului săi că chiar poate, că este posibil în Moldova. Tot zic că Moldova e greu de reușit să o iei la început. Dar cât i-a costat mașina? 1000 de euro maxim, cred. 1000 de euro doar? Da. Era o mașină atât de ieftină? Din câte am înțeles, așa, asta era prețul la mașină sau nu știu sincer să fiu. Eu știi ce vreau să aflu? Tu lucrezi și ești foarte bravă că ai un job fiind tânăr. Dar prietenul tău, un job real cu asigurările necesare, are? Primește de undeva bani oficiali? Când s-a întors în Republica Moldova, el a început să lucreze în Chișinău la un service. Și după, nu știu, n-am mai muncit și acum nu am. Dar mașina e luată pe banii lui sau pe banii părinților sau? Pe banii lui. Pe banii lui? Da. Și chiar lui i-a plăcut să-și ardă banii? Asta să-l întreb el. Și nu a fost făcut asta pentru faimenul să posta pe diferite steuri de socializare. Pur și simplu să făceau indii prieteni și atât. Nu este nimic altceva decât niște gesturi nesăbuite, foarte imature și foarte necântărit luate și nejudecate până la urmă. Chiar nu cred că o să mă convingă cineva să-mi schimb părerea. Dar uite că Ilie spune că Petru a avut o idee foarte clară, da? Deci să le demonstreze tuturor că poți să începi de la capăt și să o iai de la capăt. Acest să le demonstreze tuturor, în viziunea mea, ar arăta cam un pic diferit. Acest să le demonstreze tuturor ar arăta să-ți înmatriculezi mașina în Republica Moldova, să o vinzi oficial și de și banii, dai foc. De banii pe care i-ai vândut, să duci să-i donezi cuiva chiar care are nevoie. Pentru că 1000 de euro, costul automobilului se recunoaște, poate însemna salvarea vieții cuiva. Pentru că stăm, agențiile de caritate sunt pline de cazuri foarte grave, unde 1000 de euro nu ajunge pentru ca un copil să primească o șansă la viață într-o clinică din Turcia. Astăzi discutăm despre doi vlogeri moldoveni care și-au incendiat mașinile și au filmat scenele cu flăcări și fum pentru a le posta pe rețelele de socializare. Unul dintre ei este Petru Băurciulu din Cahul. Astăzi el a venit în platoul nostru și ne va spune cu ce s-a ales după isprava sa. Petru, te așteptăm! Bună seara! Bună seara, Petru! Bună seara! Bine ai venit la noi, te rog să iei loc! Șocant gestul tău pentru o parte din auditoriu, ceilalți poate te înțeleg. Câte like-uri ai adunat cu filmulețul cu incendierea mașinii? Dar eu nu am fost interesat, adică... Totuși, eu sunt sigur că știi câte like-uri ai până acum. Nu știu exact. Nu? Vizualizări, câte au fost? Vizualizări peste 30.000. Peste 30.000. Da. E mult pentru contul tău? Știu că ești urmărit. Eu cred că da. A fost cel mai urmărit filmuleț din tot ce ai postat până acum? Canalul de YouTube momentan am 1500 de abonați. Așa. La momentul dat erau undeva 1000 de abonați. Adică cred că e rezultat bun, dar nu a fost acesta scop ca să fac. Bun, acolo am vrut să ajungem. Deci o idee să-ți incendiezi mașina nu îți vine așa din senin. Te-ai trezit dimineața, hai și mi-o arde mașina. Uh-huh. De unde a pornit și ce ai vrut să demonstrezi? Acesta a fost un proiect bine gândit din mai mult timp. De câteva luni și prin acest proiect eu am dorit ca să motivez comunitatea mea și să le dovedesc că chiar și în Republica Moldova este tot posibil, adică să încep practic absolut totul de la zero. Asta se numește motivație? Păi da, dar eu practic după ce mi-am incendiat mașina a rămas fără nimic. Dar puteai să o dai, puteai să faci orice altceva cu ea. De ce ai ales o arzi și să poluezi natura? Nu știu, pentru mine a fost o motivație, asta a fost un scop. Nu am înțeles că totul a pornit de la faptul că erau mai mulți oameni care pe rețele de socializare îți cereau bani. E adevărat? Da, corect. Povestește-ne, te rog, despre și asta. Și tot continuu ca să cere. Adică sunt gen de mesaje, dă-mi, te rog, 500 de lei, 100 de lei, ajută-mă să-mi procur un telefon. Dar chiar cu ce pretext ți-i cer? Pur și simplu, cred că dacă sunt un pic popular și am 50.000 pe Instagram, asta înseamnă că noi suntem bogați și ne permitem de toate. Și de la asta a început tot. Și totuși zilnic astfel de mesaje primesc. Și nu doar să-i ajut cu bani, chiar o doamnă, acum zilele astea, avea în jur de 30 de ani și m-a rugat ca să-i procur fiicei sale un telefon de ziua ei. Dar mi-ai făcut asta pe Instagram? Ai mai oferit cadouri, gen bani? Păi iată de ce. Am oferit persoanelor care cred eu care au adevărat. Tu i-ai învățat că le dai telefoane, le dai bani și oamenii ajung să ceară lucrul ăsta. Dacă înainte dădeau,
Deci da. Acum mie nu-mi dă. A, el nu face concurs? Petru, uite, ne întrebam noi dacă ai avut și alte idei motivaționale, să zic, pentru auditoriul tău. Da? Deci, arzând mașina, da. Ai vrut să le spui că, uite, chiar tu o să începi de la zero și o să le demonstrezi că se poate. Au fost și alte idei, în afară de incendiere? Nu. Nu știu, de exemplu, discutam aici o chestie de caritate. Da? Să vinzi, de exemplu, mașina și banii să-i oferi unei case de copii sau unui om bolnav pentru tratament. Sau poate chiar să oferi însăși mașina, da? Că pentru cineva mobilitatea ar fi salvarea. Da? Să-și găsească un job, de exemplu, nu știu, să lucreze taximetrist, da? Și să-și relanseze viața. Te-ai gândit la asta sau nu? M-am gândit și la asta. Poate le-ai avut aceste idei și ai renunțat într-un moment dat din anumite motive. Pur și simplu, nu cred că... De ce doar eu ar trebui să ajut cineva? Până la incendierea mașinii eu am organizat o grămadă de acte de caritate și mulți din ele din buzunarul meu. Adică eu tot am organizat o grămadă de acte de caritate, plus la asta am dorit să mă organizez pe parcurs pe viitor, dar nu prea am avut susținere, fiind cu păreri de rău, oamenii Republica Moldova nu prea apreciază asta. Dar ce ai făcut, dacă poți să ne spui? Eu am ajutat mai multe familii social vulnerabile, familii care... Le-ai dat bani sau altceva? Produse alimentare, bani, haine... Jucării și mai departe. Asta vroiam să știu, ca să înțelegem că nu ești doar persoana care caută super like-uri, da? Ai mai trecut prin, și prin alte acțiuni. Da. Bine, acum ești fără mașină? Acum da. Da? Înseamnă da. Că nu mai poți face acte de caritate? Nu. Că nu ai cu ce să mergi? Păi da, asta, asta a fost și scopul. Asta este și motivația, fiindcă păi, eu dacă nu vrei să mai ajuți, nimeni nu te obligă, adică nimeni nu te pune să-ți arzi mașina. Nu merge vorba că nu vreau să ajut. Eu ajut, dar aici merge vorba de un proiect, care îmi lasă la un proiect și adică o să continui și o să demonstrez oamenilor cum, fără mașină, fără bani, ce o să fac mai departe. Dar zi-mi, te rog, despre detalii. Uite, cum ai planificat fiecare pas? Sau a fost așa, cumva, într-o zi făcut totul? Nu, a fost totul planificat. Înainte ca să incendiez mașina de mama, mi-am asumat riscul, chiar am contactat un prieten din poliție, adică și am întrebat care ar fi, ce consecințe ar fi. Așa, și ce ți-a spus? Adică, și mi s-a spus, dacă nu o să fie un risc de incendiu, spre exemplu, dacă nu o să fie într-un loc public, nu o să fie nicio problemă, fiindcă este mașina ta, ai tot trebuie să faci orice cu ea. Și atât? Dar adică eu nu i-am spus că, domnul, mă rog, păi eu... da, da, trebuie să ofer nu, zic că acum ne referim la acel... Am întrebat doar informații, adică am tot dreptul. Eu nu i-am spus... El ca angajat sau statul nu are dreptul să nu spună despre lucrurile care urmează să se întâmple în societate. Da, nu crezi că nu ți-a dat o consultație bună sau nu te-a prevenit despre toate riscurile? Nu știu. Eu, pur și simplu, am cerut o informație care mi s-a oferit și am făcut o concluzie. Și a zis că dacă nu va fi un loc public și nu este risc de incendiu, atunci nu riști nimic. Da. Ce loc ai ales? Unde ți-ai ars mașina? Era departe de sat, între două sate. Într-un câmp? Da, într-un câmp. Așa. Și nu era nimeni în jur? Câte persoane erau, practic? Erau 4 sau 5 persoane, pare mi se. Prieteni de-ai mei stăteau... I-ai adunat ca să te susțină emoțional sau nu, logistic? Nu, emoțional, logistic. Dacă așa am nevoie de ajutor sau ceva, să fie lângă mine. Dar zi-mi, te rog, sincer, uite, te-ai inspirat Litvin? Nu. Fiindcă nu a fost, eu nu am făcut-o ca să devin clar chestia asta. Este totul un proiect. Și persoanele care mă critică, poate continuă să mă critică, fiindcă ei nu știu ce a fost la mine în cap, despre ce merge vorba pe viitor. Critica am primit-o tot de la persoane care nu mă cunosc. Dar cred că erai pregătit, că va fi pregătit lumea care îți va pune like-uri și o parte desigur, bună. Uite, desigur. Chiar și Ilie, el povestea cu durere în suflet și în ochi despre gestul tău. Ce ți-a spus? Cum a încercat să te convingă să te oprești? Și de ce nu i-ai ascultat argumentele? Deci, eu sunt o persoană care, cu părerea mea, am o viață, adică fac ce vreau. Și în diferent situație, cineva poate să-mi spună asta nu-i bine, nu fac așa. Deci dacă am decis, analizez, da. Și am o viață și adică fac cu orice doresc eu. Nu cu orice doresc eu, dar
după părerea mea, ceea ce e corect. Zici că nu a fost un pas care să atragă atenția, dar zi-mi, te rog, pentru tine vlogging-ul e o ocupație, să zicem, ocupația principală din viață sau e doar un, nu știu, ocupația un principală. Hobby? Da? Da. Și e de mult? Un an și o lună, da. Așa, când te ocupi doar de asta? Da. Îți îngrijești pagina și da. Atragi... Cât ai crescut în ultimul an? Am aproape 50.000 pe Instagram, dar acum... 50.000 de urmăritori. Da. Felicitări! Mulțumesc! Contează și calitatea oamenilor care te urmăresc. Corect. Nu contează doar cantitatea. Corect. Cumva noi, nu, ca și naționalitate, nu învățăm să alegem cantitate sau calitate. Sper că sunt calitativi cei care te urmăresc pe tine, sper că au putere de cumpărare și putere de decizie, pentru că atunci când ajung să colaborez, acum povestesc din aspectul meu de om în social media, nu doar de om de televiziune, adică eu mai am de undeva un venit, cumva social media nu este singurul loc din care eu câștig bani, legal, cu impozite la stat. Și eu atunci când povestea prietenul tău, l-am întrebat dacă tu lucrezi undeva. Tu lucrezi oficial undeva? Tu primești bani de undeva? Oficial încă nu. Haideți să vedem un subiect pregătit de colegii mei despre Petru și atunci vom găsi și mai multe răspunsuri la întrebările noastre. Atenție la ecran! Petru Baurciulu locuiește în satul Brânza, raionul Cahul. Tânărul de 24 de ani povestește că încă din copilărie știe prețul banilor. A început să muncească de la 12 ani. În timpul vacanțelor pleca la Moscova, unde lucra alături de tatăl său la o vulcanizare. Colegii mei de clasă credeau că noi ne ducem și ne odihnim toată vara, deocamdată facem bani de școală. Pe băncile școlii, Petru a făcut cunoștință cu viitoarea lui soție, Natalia. El învăța de cofetar, ea de bucătar. Este o fată, nu știu, pentru mine perfectă. Eu astfel de fete încă n-am mai întâlnit. După absolvire, în familia lor s-a născut un copil, așa că Petru a decis din nou să plece peste hotare la munci ca să-și poată întreține familia. Eu vreau să ajung un exemplu pentru fiul meu și să mândrească atunci când o să crească mare, să-i ofer tot ceea ce n-am avut eu. Timp de 3 ani, Petru a muncit în Marea Britanie. Acolo l-au captivat rețelele de socializare. Până acum un an, tânărul era un simplu utilizator, însă, într-o bună zi, el a simțit că are ce să spună lumii. Țin minte primul story, cred că mi-a luat o oră până l-am făcut. De ce ai făcut? Un simplu story, adică am spus, mă întrezi dimineața și am spus pur și simplu bună dimineața, mă doresc o zi cât mai frumoasă și mai departe. Petru crede că cei 45.000 de abonați pe care are acum pe Instagram sunt atrași în primul rând de simplețea de care el dă dovadă. Tânărul le arată urmăritorilor viața sa de zi cu zi. De când am început eu, a rămas un om simplu. Dar chiar dacă eram la muncă și eram un pic murdar, totdeauna făceam o story. Și mă țin minte de atunci, totdeauna vă zic că eu sunt foarte simplu. Petru recunoaște că uneori totuși recurge la tot felul de provocări pentru a-și ține urmăritorii aproape. Tânărul le propune mai multe jocuri, în urma cărora cei mai norocoși câștigă premii. Organizăm concursuri pentru ei, care facem ceva interesant. Mai mult, Petru spune că activitatea sa de pe internet îi aduce un venit stabil. Potrivit lui, o parte din bani îi folosește pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. Un story costă 500 de lei. Un story de 15 secunde, o postare timp 24 de ore, 1000 de lei, undeva în jur la 20.000 de lei pe lună. Nu doar din Instagram. Adică din Instagram mai am și alte proiecte, dar în mediul de rețele de socializare. Trebuie să muncești, dar crede-mă că eu investesc banii ăștia. Eu sunt sigur că tu ești un băiat foarte de treabă, să vede că ești un băiat care a muncit la viața lui, care te strădui, foarte bine că te strădui și încerci să ieși în evidență, faci și lucruri bine, încerci să ajuți și lumea, foarte bine că vei cu un aport în societate, fiindcă fiecare din noi trebuie să aibă un aport în societate prin ce ar face lumea asta mai bună, mai frumoasă, cu ce. Deci încerci. Din punctul meu de vedere, foarte bine, doar ca întrebare pentru tine, ce este mai important, totuși, să vii cu un aport bun în societate sau să fii foarte mediatizat sau să ai foarte mulți urmăritori și cu care scop, cu care prețul. Deci limita asta între faptele bune și faptele care să impresionezi, dar cum, contează totuși cum. Și pentru tine ce e mai important, să faci fapte bune și de caritate sau totuși să ai foarte mulți urmăritori ca să ai venit din urma acestui fapt? Mai bine să fac acte de caritate, calitate bune. Pentru mine număr de urmăritori nu contează. Eu am avut un simplu scop,
când am început să mă ocup cu Instagram, 10.000 de urmăritori. Dar acum pentru mine nu contează câți urmăritori am. Una e să-l cunoască Nea Vasile pe Pietru, băiatul ăla tare bravo, care îi aduce pâine și lapte la scară. Și una este o țară întreagă, Pietru ăla de la Cahul, care a explodat mașina în Goma. Ce au zis ai tăi? Ai mei? Da, familia, părinții. Nu prea au fost de acord, dar... Și ce au zis? Valeu! Da. Dar eu știu, eu sunt o persoană ambițioasă, adică eu totdeauna am ascultat de sfatul părinților mei, dar totdeauna am făcut așa cum am dorit eu. Mi s-a părut foarte exagerat și n-am înțeles sensul și nici în ziua de azi, de fapt, nu-l înțeleg. Băiatul riscă, fiindcă este la limită și riscă să se aleagă cu un dosar de huliganism. 10-20 de mii de euro va trebui să scoată băiatul ăsta din buzunar. Bunul cu amenda achitat o să-l postez, o să-i dai share, să vadă toți urmăritori. Pentru asta, bravo! De unde a pornit și ce ai vrut să demonstrezi? Am dorit ca să motivez comunitatea mea și să le dovedesc că chiar și în Republica Moldova este tot posibil, adică să încep practic absolut totul de la zero. Mai urmărit filmuleț din tot ce ai postat până acum? Canalul de YouTube momentan am 1500 de abonați. Așa. La momentul dat erau undeva 1000 de abonați. Acum ești fără mașină? Acum da. Înainte ca să incendiez mașina de mama, mi-am asumat riscul, am contactat un prieten din poliție, adică și am întrebat care ar fi, ce consecințe ar fi. Așa, și ce ți-ai spus? Adică, dacă nu o să fie într-un loc public, nu o să fie nicio problemă, fiindcă este mașina ta, ai tot dreptul să faci orice cu ea. Astăzi discutăm despre un nou trend lansat pe rețelele de socializare. Este vorba despre incendierea propriilor mașini. Doi vlogeri moldoveni au făcut-o deja, postând filmulețele pe paginile sale din internet. Petru Baurciulu, din satul Brânza, Cahul, spune că incendierea mașinii a fost de fapt un mesaj pentru toți că viața poate fi luată de la capăt, chiar și atunci când nu ai nimic. Acum haideți să vedem ce părere are despre gestul lui Petru soția lui, Natalia. Să întâmpinăm! Zi-mi, te rog, Natalia, în primul rând vreau să știu ce părere ai tu despre activitatea lui Petru pe rețele de socializare, în general. Sunt de acord cu ceea ce face, în afară de faptul că și-a incendea mașina. Dar până atunci l-ai susținut, da? În mare parte, da. Și ești o urmăritoare a lui, probabil. Da. Pui like-uri la fiecare postare, da? Da. Zi-mi, te rog, dacă soțul tău ți-a cerut părerea înainte de a incendia mașina. Noi, în perioada în care și-a incendiat mașina, noi n-am fost împreună, am fost despărțiți. O perioadă. Da. Dar acum sunteți din nou împreună, da? Așa. Dar când ai văzut că și-a ars mașina? Probabil ziua în care a postat. Care a fost prima reacție a ta? Șoc, de șoc. Adică mi s-a părut foarte exagerat și n-am înțeles sensul și nici în ziua de azi, de fapt, nu-l înțeleg. Păi uite, a zis omul că are o idee foarte clară și îi pare rău că nu este înțeles de lume. Asta e părerea lui, dar oricum eu nu înțeleg scopul și nici de ce. Dar acum fără mașină cum vă descurcați? Bine. E mai greu, nu? Sau ai tu mașina ta? Momentan nu, urmează. Și aveți copil mic, oricum era mai ușor când era cu mașina, nu? A fost bine cu mașina, dar oricum. Hai să vedem ce ne-ai spus mai devreme despre activitatea soțului tău pe internet, dar și despre isprava cu mașină. Atenție la ecran. Clar că mi s-a părut exagerat chestia, adică n-am înțeles motivul pentru care a făcut. Adică nici în ziua de azi, dacă noi să fim împreună și el să ajungă la ideea asta că eu aș mai vrea să mai fac chestia asta odată, eu ca femeie și ca soția lui aș interzis să faci. Indiferent de scop, nu l-aș încuraja să fac chestia asta. Astăzi discutăm despre o nouă tendință în rândul vloggerilor care a ajuns și în Moldova. Doi tineri de la noi și-au incendiat mașinile. Au filmat toată scena și au plasat imaginile pe internet. Pe unul dintre ei, Petru Baurciulu din Cahul, l-am văzut deja. Acum haideți să-l cunoaștem și pe al doilea. Este Radu Barba din Criuleni. Tânărul de 20 de ani a dat foc BMW-ului său într-un câmp din satul Hrușova. Atenție la ecran!
Radu Barba are 20 de ani și este originar din Criuleni. Tânărul are aproximativ 13.000 de urmăritori pe Instagram. În cele mai multe dintre postări, Radu le arată urmăritorilor săi momente de la distracțiile și petrecerile la care participă. Radu este fanul vloggerului rus Mihail Litvin. Litvin, братишка, мне говорят, что я похож на тебя лицом, короче, знаю, как лицом, короче, внешне, но душой точно, брат. Din postările lui Radu am aflat că el și-a luat permisul cu 2 luni înainte de a-și incendia propria mașină. Potrivit serviciului Vamal, BMW-ul ars i-a aparținut lui Radu Barba mai puțin de o lună. Tânărul a adus mașina în țară în data de 2 februarie 2021. Cetățeanul a introdus în țară un mijloc de transport. L-a declarat prin acțiune, deci cu obligația de a fi scos. Chiar dacă Radu și-a condus BMW-ul doar 26 de zile, a reușit să experimenteze multe cu el. Într-un final, însoțit de mai mulți prieteni, Radu și-a incendiat mașina. Toată scena a fost filmată cu mai multe camere de luat vederi, iar apoi imaginile au apărut pe contul său de pe o rețea de socializare. La fața locului s-au deplasat echipajele de poliție din cadrul inspectoratului, precum și o echipă de pompieri care în scurt timp au lichidat incendiul. Este de menționat că tânărul a plecat de la fața locului în mod irresponsabil, lăsând mașina să ardă. Echipa noastră a discutat cu vloggerul la telefon. El ne-a spus că se afla în drum spre Germania, de unde vrea să-și cumpere mașină nouă. Acest lucru el a anunțat și în cele mai proaspete postări. Băiete, da, așa ceva și ziceți? Băiete, da, așa ceva și ziceți? Merge? L-am invitat pe vlogger în emisiunea noastră, el însă ne-a spus că nu vine pe gratis și așteaptă un onorariu pe măsură pentru faima lui. Da, trebuie să spunem foarte clar, noi nu ne plătim eroii pentru a veni aici în platou. Petru, poți să ne confirme acest lucru. Tu nici nu ne-ai cerut onorariu pentru asta, ai venit gratis. Sper că nu-ți pare rău. Nu. Așa, nici nouă nu ne pare rău. Zi-mi, te rog, dacă tu ziceai că ai... Cumva ai contactat un polițist, l-ai întrebat ce urmări poți avea. După incendiere, au luat legătura cu tine, poate, da, oamenii legii? Da. Ce ți-au spus? Au luat legătura cu mine, serviciul Vamal. Așa. Le-am dat toate detaliile. Dar ce te-au întrebat? Ce m-au întrebat? Motivul incendierii mașinii, cum și ce le-ai spus? Petrecut, da, așa cum a fost. Am explicat, le-am dat toate detaliile, unde locuiesc. Dar e adevărat că mașina ta a costat 1000 de euro? Da. Nu era o mașină scumpă? Nu, fiindcă era din Marea Britanie. Era din Marea Britanie, da. Și cu volan pe dreapta. Da. Și ele sunt ieftine, da? Dacă le aduci. Hai să vedem cine au mai spus oameni legii despre și cazul tău și celălalt caz. Atenție! La 28 februarie, curent în jurul orei 17, polițiștii din Criuleni au înregistrat un apel telefonic pe faptul că pe traseul Criuleni-Chișinău la intrarea în satul Hrușova, raionul Criuleni, arde un automobil de model BMW. Tânărul a plecat de la fața locului în mod irresponsabil, lăsând mașina să ardă. În aceeași zi, administrația locală a satului Hrușova a evacuat rămășițele automobilului. Însă, ulterior, toate cheltuielile vor fi suportate de către făptuitor. Astfel, pe numele proprietarului auto a fost întocmit un proces penal, în cadrul căruia acțiunile ultimului urmează a fi examinate conform prevederilor articolului 287 Cod Penal al Republicii Moldova. Huliganism. Din informațiile pe care m-am consultat cu colegii mei, în raionul Cahul nu a fost înregistrat niciun astfel de caz. Petru, dar vreau să te întreb, uite, l-ai văzut și pe celălalt vlogger, Radu. Ție îți pare diferit acest băiat de tine? Desigur, îmi pare diferit. Și care ar fi diferența? Mă uit ceea ce postează el și nu văd ceva bun pentru urmăritorul lui, adică ce le oferă urmăritorul. Nu este un exemplu bun pentru oameni? După părerea mea, nu. Fiecare are drept ca să facă ce dorește, dar... Da, dar nu încalcă ordinea publică. Deci o condiție, dacă nu încalcă legea și ordinea publică. Dar vreau să întreb pe tine, Natalia, din punct de vedere juridic, totuși, din câte se pare, cele două cazuri sunt tratate diferit.
Deci aceste două cazuri, din punct de vedere uman, tot le văd diferite, de ce cu partea umană și după asta. Deci, Petru, dacă mai are și chestii de caritate sau cumva un aport în societate, chiar dacă fapta lui nu... Ai fost atentă că a zis reprezentantul poliției că la Cahul nu a fost înregistrat nimic. Deci poliția nu a înregistrat nimic. Persoana, al doilea băiat, nu cer scuze, nu știu cum îl cheamă, Radu, da? Deci el a plecat și a lăsat în pericol un automobil arzând care putea să explodeze. Deci niciodată nu se știe cum s-ar fi comportat, da? Și foarte bine că s-au sesizat organele poliției. Pe marginea aceasta este deschis o cauză care, în funcție de elementele constitutive, fiindcă o infracțiune, ca să fie infracțiune, trebuie să aibă mai multe elemente constitutive, dar băiatul riscă, fiindcă este la limită și riscă să se aleagă cu un dosar de huliganism. Mai este un aspect. Dacă Radu nu s-a obosit să scoată numerele de matriculare, tu le-ai scos. În filmări nu se văd. De ce ai făcut-o? Pur și simplu le-am scos. Cu toate că... Nu a fost pur și simplu. A fost o idee și aici, nu? Care a fost motivul? Nu știu. Ea știe că n-are dreptul să apară în filmulețe. Scurt, deci orice acțiune săvârșită, și asta pentru tot publicul care ne privește, inclusiv pentru părinții care au copii acasă, orice acțiuni săvârșite, săvârșite intenționat, care încalcă ordinea publică grosolan, deci poate să fie calificat sau ca o faptă contravențională pe administrativ, sau ca o faptă penală. Și dacă intri sub dosar penal și cu acidente penale... Asta vreau să întreb, Petru, dacă tu crezi că ai putea avea un conflict cu legea după gestul tău? Eu nu cred. Nu crezi că n-ar trebui, dar da? Dar mi-aș asuma toată responsabilitatea în cazul acesta. Uite că responsabilii de la serviciul Vamal ne-au spus că și tu și celălalt vlogger riscați amenzi. Da. Atenție la ecran. Este o acțiune ilegală, deci contravine cadrul legal actual privind regimul Vamal de admitere temporară a mijloacelor de transport declarate prin acțiune sau introduse temporar pe teritoriul Republicii Moldova. 180 de zile, termenul de staționare. Regula generală, în cazurile date, ambii cetățeni, cunoscând aceste prevederi, deci le-au neglijat și au încediat, au distrus mijloacele de transport. Respectiv, ei sunt pasibili de răspundere contravențională pentru cazurile respective. Urmează să fie audiați și citați la structurile serviciului Vamal, care sunt responsabili de domeniul dat. Cazul la Cahul, deci este vorba de un mijloc de transport înregistrat în Marea Britanie. Și din cunoștință de cauză știu că cetățeanul a fost citat la organul Vamal pentru a depune explicații, pentru a se întocmi procesul verbal și respectiv pentru achitarea contravalorii. Pentru faptul nescoaterii se achită o amendă de la 60 până la 90 unități convenționale, adică maximal 4.500 de lei. Și respectiv contravaloarea, dacă e să vorbim despre cazul 2, cazul cu mijlocul de transport BMW-ul incendiat recent, înregistrat în Lituania, deci aici situația e puțin mai complicată, adică în vigoare au intrat prevederile legale din 2021, care a fost exclus norma că se achită contravaloarea, dar se achită drepturile de import. Și respectiv au crescut și accizele la mijloace de transport. Cu cât mijlocul de transport este mai vechi, cu atât accizele sunt mai mari. Și estimativ la un mijloc de transport care a fost incendiat, se ajunge la o sumă de 10-20 de mii de euro. 10-20 de mii de euro va trebui să scoată băiatul ăsta din buzunar. Tu, cum să spun, ai scăpat ușor cu 4.500 de lei amendă. Ai plătit-o deja? Încă nu. Încă nu, dar urmează. Da, urmează. Unul cu amenda achitată o să-l postez, o să-i dai share să vadă toți urmăritori? Poate după asta nu mai vor să mai facă nimeni ca tine. Și cu suma, să vadă cuantumul, să vadă urmările, așa ca să fie clar pentru toată lumea că ți-o asumi. Să nu mai bine luai banii ăștia și plecai cu soția într-o călătorie sau vă cumpărați o mașină de spălat vase. Petru, le-ai spus colegilor mei că a doua zi după ce ți-ai incendiat automobilul, ai revenit la fața locului. De ce? Ce să faci? Ca să curăț. Ai făcut curățenie. Pentru asta, bravo! M-am luat metalul. Deci ai strâns toate rămășițele. Da. L-ai dus la fieruzat? Poftim? L-ai dus la fieruzat? Da. Ai făcut o leg de bani? Am făcut o leg. Să vedem ce a mai rămas în locul unde ți-ai incendiat mașina. Atenție la ecran. În locul unde s-a incendiat mașina, așa că după cum vedeți, n-a rămas practic nimic aici, dar după cum vedeți tot e curat. Până ea incendiau, parcă mă simțeam altfel, dacă vedeam că arde.
Mă simțeam așa, nu știu, ieri aveam o stare. Revenind a doua zi, ca să curăț locul, am luat mașina, am dus-o la metal, m-am uitat ca să fie tot bine. Cât bani ai câștigat din metal? Din metal, 3500 lei. Jumate din ei am făcut un grătar. 3500 de lei, uite, aproape că îți acoperi amenda. Da. Da? Cam acolo se vor duce banii aceștia. Dar zi-mi, te rog, ai scăpat o vorbă acolo, că atunci când am văzut că arde, nu mai simțeam bine. Nu mai simțeam bine, fiindcă ne aminteam toate amintele cu această mașină, întotdeauna a fost foarte deci mulțumit. A fost un moment în care ți-a părut rău, da, pentru ea, nu? Că mașinuța, da, te-a servit, da, te-a ajutat în multe momente, da, și tu ai ars-o. Probabil că ți-ai luat tu într-o zi și o altă mașină. Mai recurgi la acest gest sau... Nu. Nu? A doua oară nu-ți păi... mai arzi mașina. Nu are rost, pentru că nu mai faci spectacol. Bănuiesc că după ce ai făcut public filmulețul, ai ajuns și în atenția ecologiștilor. Am ajuns. Te-au sunat și ei. Ce le-ai spus? Bine. Bănuiesc că după asta ai mers să curăți locul, sau nu? Nu, m-a contactat după câteva zile. Dar erai conștient că faci un mare rău mediului? Eram cu... conștient, dar eu eram pregătit pentru asta. Și prețul plăcerii tale ca să încep proiectul de la zero costa poluarea atât de mare a naturii? Adică cineva luptă în fiecare zi, iese la marșuri, încearcă să facă legi, investesc în tot ce înseamnă ecologie. Și tu așa pur și simplu dintr-un... moft din ăsta, așa. Hai să vedem ce au spus responsabilii de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Atenție la ecran. Sunt acțiuni care rușinoase. Nu e foarte benefic nici pentru mediul înconjurător, nici pentru aspectul nostru în care noi dorim să trăim într-un oraș, într-o țară europeană. Prin arderea automobilului s-a poluat aerul în procesul de ardere. Este plastic, este lubrifiant în mașină, sunt diferite tapiserii, textile care poluează foarte grav aerul. Ulterior s-a poluat și solul. În primul rând, noi am solicitat aproximativ de la colegii în ce zonă s-a specificat că a fost ars automobilul, ca exemplu, raionul Cahul, Criuleni, dacă știu careva informații de la colegii noștri de la Inspectoratul de Poliție. Poate știu amplasamentul unde sau locația, raionul, satul, unde a fost dat foc la aceste automobile. Cu părere de rău, din primele clipe nu s-a putut afla. Nici până la moment poliția nu ne-a oferit informații despre zona, amplasamentul unde a avut loc incendierea automobilelor și prin aceste inacțiuni n-am putut interacționa direct cu persoana contra care poate să fie contravenientul. Adică. Zi-mi, te rog, ai zis că erai conștient totuși că ai adus o daună și mediului. Da. Pe lângă o amendă pe care cred că ți-o vor pune și cei de la Protecția Mediului, nu știu, te-ai gândit tu cum să compensezi această daună? Desigur. Eu înainte ca să incendiez mașina deja am fost pregătit. La noi în sat a fost o pădure foarte mare care a fost incendiată anul trecut. Practic nu există niciun copac. Și prin asta... deja eram pregătit ca după incendiu o să plantez copaci în acea pădure. Cei care te vor urmări, probabil se va găsi cineva care i-ar veni în minte să-ți repete gestul. Ce le-ai sugera acestor oameni? Nu le-aș sugera. Pentru că e un trend pe care l-a pornit un vlogger vestit din Rusia, da? Eu. Atunci ce le-ai spune tu? Eu, spre exemplu, nu văd nimic bun doar în chestia asta de așa. Ați incendia mașina. La mine a fost totul total diferit și deja persoanele care m-au urmărit și o să mă urmărească în continuare, o să vadă despre ce merge vorba, despre ce proiecte. O grămadă de proiecte sunt, dar sunt secret deja, pe parcurs oamenii o să vedă. Da, în privință la incendierea mașinii, dar eu sunt de acord, nu văd nimic bun în asta. Eu mă aștept, Petru,
să văd în următoarele tale postări cum plantezi copaci. Să ne pui, te rog, și nota de plată pentru toate amenzile pe care le-ai înhățat. Poate și asta o să fie o lecție pentru ceilalți care vor vrea să-ți repete experiența, da? Și ne așteptăm la postări mai frumoase de la tine. Mulțumesc. Hai să-i auzim și pe experți. Ești bravo cu una cu asta, că față de celălalt băiat, tu ai apărut aici și ai venit în platou, te-ai arătat. Și deja s-a făcut și s-a făcut, s-a încendiat mașina, tu ai vrut popularitate. Și Natalie și lui Emilie mulțumim. Uite că, da, cum să zic, crește generația nouă la noi în spate, mâine, poi mâine una îți vrei să repeti fix așa cum ai făcut tu, să ridici și el undeva. Acum tu ți-ai încendiat mașina, eu am văzut asta, mâine eu să vrei să-ți incendiezi tu casa. Alții au tot mai mult și mai mult. N-a să face asta lor, nu o să le fie interesant. Și adică tot asta e așa unde ești. Și nu cred că cu asta să-ți aduni mai mulți urmăritori. Eu cred că prin asta să aduni, să faci colaborări cu diferiți influenceri mai mari, un video, un act de caritate. Hai chiar cu actele de caritate, eu tot nu sunt de acord să le arăt public. Chiar și eu când le fac, eu nu le zic, nu le arăt pe Instagram. Chiar și în story nu arăt când dau pe drum un ban, cum arată altcineva. Cred că colaborările trebuie și... Adică e destul de normală. Destul de aranjată pagina ai pe Instagram, afară cu mașina asta ta, incendiată. Așa că eu îți doresc succes mai departe. Mersi foarte mult. Mersi. Stau și mă gândesc dacă doar eu am observat că unul din țelurile lui Pietru de a demonstra tuturor că atunci când nu mai ai bani și bunuri, poți să o iei de la capăt, deja a fost atins. El și-a adus alături soția, dar să recunoaștem, multe din femeile din ziua de azi sunt foarte materialiste și nu stau ele lângă un bărbat care nu are mașină. Deci aici, așa, deci aici dragostea își face simțită prezentă. Deci, dragilor, eu tare îmi doresc să cred că ți-ai învățat lecția și din însăși din... aspectul mimico-gestual, eu îmi dau seama cum te simți foarte confortabil și foarte tare mândru de ceea ce ai făcut și asta se vede și un specialist nu poate fi mințit. Cred că ca o recomandare pentru mulți tineri foarte înflăcărați de acasă să se gândească înainte de a face anumite gesturi că bunurile pe care îi ajung să le posede sunt într-adevăr o binecuvântare și ele vin de multe ori să-i ajute, să le faciliteze existența. Și să se gândească că ceea ce el are sunt milioane alți de oameni care tare, tare mult și-ar dori, dar nu pot să ajungă să obțină. Și da, drepturile noastre sunt ale noastre, avem o singură viață și dreptul la viața noastră se finalizează exact acolo unde începe dreptul la viața celui de alături. Vreau să sper că deja din partea ta vor urma postări motivaționale, în adevăratul sens al cuvântului, nu de a-i motiva să-și incendieze, să fii mai prezent în viața de familie, pentru că, până la urmă, copiii noștri învață din ceea ce facem noi, nu din ceea ce spunem noi. Să fii un exemplu, în primul rând, pentru copilul tău și dacă vei vrea să fii un părinte bun, vei fi un om bun în societate. Baftă ție și mulțumesc. Mult mai atent la consecințe. Pietru, ești un băiat bun. Din ce am analizat și ce am văzut, ești un băiat într-adevăr bun. Îți trebuie un pic mai bine să te documentezi înainte să-ți faci vlogging-ul. Îmi pare foarte bine și este foarte important că ai conștientizat că nu este o faptă bună. Nu știu pe cât de mult ai conștientizat urmările, posibile urmări din punct de vedere legal, fiindcă speța este foarte complexă. În viitor să ai grijă cu ce te lansezi, fiindcă dai un mesaj în societate, iar mediul online acum s-a schimbat, deci este diferit de ce am avut acum câțiva ani. Deci ordinea publică este și pe online, fiindcă tu dai un mesaj în mare. Și atunci ești responsabil de mesajul acesta și pe lângă un prieten cu care te-ai consultat, eu îți recomand să te consulți și cu un avocat, care o să spună toate aspectele și crede-mă că dacă o faci asta cu bani, adică o să-ți permiți să achizi și un avocat și atunci o să fii safe, știi? Și o să dai și mesaje bune. Mult succes! Mulțumesc! Aici încheiem, liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.